În cadrul proiectului au fost pregătite peste 300 de persoane în meserii precum ospătar, cameristă, patiser, agent de turism, dar și recepționer hotel. Reușim să facem un pas spre reinserția pe piața muncii. Reușim să-i ajutăm să se reintegreze pe piața muncii. Noi în acest proiect am făcut cursuri care credem că și pentru zona în care locuim, pentru județul Gorj, au relevanță, fiindcă sunt cursuri de ospătar, au fost cursuri de ospătar, de cameristă, de patiser, de agent de turism, ghid de turism și recepționer hotel. În cadrul acestui proiect, peste 300 de persoane au fost instruite în diferite meserii cerute pe piața muncii, printre care precizăm ospătar, manager de proiect și alte meserii. Și astăzi noi am reușit să atragem câțiva dintre angajatorii din județul Gorj, care le vor oferi oportunitatea de a găsi un loc de muncă. Angajatorii din județul Gorj au avut oferte din domenii de activitate variate. Vă pricepeți la curățenie? Doamne, ca să smirnă. Da, cum să nu? Ați mai lucrat unde? Am lucrat lucrător gestionar, operator curățenie, barman ospătar. Obiectivul acestui proiect este creșterea numărului de persoane reintegrate pe piața muncii din județul Gorj.